Chiar dacă încă nu s-a ajuns la un rezultat concret, premierul Ponta a declarat la debutul ședinței de guvern că discuțiile cu sindicatele din educație pe majorarea salariilor vor continua și și-a exprimat speranța că cele două părți vor ajunge la o înțelegere. Executivul merge pe varianta unei creșteri de 10% de la 1 decembrie, cu plata la 1 ianuarie 2016, iar sindicatele au dorit o creștere de 15% din noiembrie sau una de 20% din decembrie. La educație am negociat dur. Și o să mai negociem, dar tot o să ne înțelegem cu cei din educație și o să ne ținem de cuvânt. Mă rog, noi până acum ne-am ținut de cuvânt cu tot. Acum își doresc mai mult, orice ban în plus îl avem, îl ducem spre sănătate, spre educație, însă soluția corectă și adevărată pentru toată lumea este legea salarizării în domeniul bugetar. Doamna ministru Plumb a zis că în octombrie o avem și după aceea mergem în Parlament, o discutăm cu toată lumea, cu cât o aprobăm mai repede, cu atât nu mai avem discuții separate și nu mai avem nemulțumiri. La finalul ședinței de guvern, premierul a reamintit că de la 1 octombrie va intra în vigoare majorarea de salarii pentru angajații din sănătate.